These guys? Yeah. They're the Loco Syndicate. They're pretty big time, I think. Now, this guy runs things. I don't know his name. This guy is T-Bone Mendez. He's the muscle. And who's that guy? That's Jizzy B. He helps set up the deals. You know, concierge of sorts. Astăzi vom analiza cel mai șmecher personaj din San Andreas, agentul secret care îl trimite pe CJ în misiuni imposibile. Torino l-a folosit și el pe CJ, dar o să vedem că nu a fost nemilos ca Tenpenny și chiar s-a ținut de cuvânt. Și ne vom uita și la Loco Syndicate, operațiunea sub acoperirea lui Torino, unde s-a infiltrat printre Jizzy și T-Bone Mendez. Torino apare pentru prima oară în Introduction, în singura scenă din San Fierro, unde îl vedem alături de T-Bone Mendez. Este noapte și se află pe o alee lângă viitoarea lor fabrică. T-Bone îl interoghează, mai mult sau mai puțin, pe un alt mexican care e posibil să fi vorbit cu poliția. Nu știm dacă a vorbit sau nu și nici T-Bone nu mai are răbdare sau milă să afle, doar îl bate pe ăla până scapă de el. Torino îl potolește pe T-Bone că are o veste importantă. Vine cu telefonul în mână și îi spune că a găsit un client în Los Santos, cineva care vrea să cumpere marfă în cantități mari, până la 100 de kilograme pe lună, fără riscuri. Până să mai zică ceva, îi sună telefonul și se ceartă cu cineva spunându-i că metodele lui sunt neconvenționale, dar dau rezultate. Îi răspunde agresiv celui din telefon și insistă că operațiunea lui merită. Istoria va înțelege și că e băgat atât de adânc, a muncit atât de mult, încât traficanții au deja încredere în el. Și mai spune că e normal să te murdărești când joci murdar. Bineînțeles, aici este vorba de Loco Syndicate. După dialog ne dăm seama că Torino vorbește cu un alt agent guvernamental care îl ceartă pentru metodele lui neortodoxe. Iar Torino e sigur pe el, așa cum îl știm. Yes. It's unconventional, yes. Well, when did your methods ever get results? When? Hey, I know people who are dead because of you. So don't mess with me on this one, okay? It's vital that it goes ahead. History will understand. I've done a lot of work. Trust me now. Yeah, no, you can't play with shit and not get dirty. Everybody knows that. Even you, okay? Now look, I gotta go. Mendez! După ce termină de vorbit, îl minte pe T-Bone că l-a sunat un alt cumpărător și trage de el să crească producția de marfă. Îl asigură că legăturile lui din Panama vor fi utile, dar T-Bone trebuie să gestioneze afacerea. Cam asta e scena din Introduction, așa că hai să ne uităm la detaliile pe care le aflăm aici. În primul rând, mexicanul ăsta pe care îl bate T-Bone seamănă foarte mult cu Jose, prietenul lui Caesar. Și nu că seamănă, ci are fix același model. Din păcate, Rockstar au reciclat câteva personaje din Introduction fără să le pese prea mult de poveste. Torino a găsit un cumpărător din Los Santos pentru marfă, deci e clar că acel cumpărător ar fi Big Smoke, sub îndrumarea lui Tenpenny. Poate chiar din punctul ăsta să fie aflat Torino despre Tenpenny folosind contactele lui din guvern. Apoi îmi place cum e prezentată dinamica de putere dintre cele două personaje. Când Torino vorbește cu T-Bone, îi spune Mendez, numele de familie. T-Bone îl întreabă ce urmează pentru ei și ce au de făcut, iar Torino îi dă ordine mai departe. Mai târziu, când îi vedem împreună, Torino îi se adresează cu T-Bone, nu Mendez, iar T-Bone îi spune Mike, deci putem înțelege că relația lor a evoluat între timp, măcar puțin. Până și cadrul ăsta e interesant pentru că l-arată pe Torino foarte mare pe jumătate de ecran, în timp ce T-Bone e în plan secundar și face el treaba murdară. Și mi se pare interesantă paralela dintre scena asta și moartea lui Pendlebury. În ambele cazuri, cineva care nu și-a ținut gura este omorât într-o alee izolată, în preajma unei autorități corupte. Iar momentul când Torino îl oprește pe T-Bone că e destulă bătaie, seamănă foarte mult cu Tenpenny care îl oprește pe Pulaski. Și ultimul detaliu aici este turismul albastru al lui Torino. Știm că cealaltă mașină, ZR-ul ăla maro, îi aparține lui T-Bone, că vine cu el în misiunea Photo Opportunity. Dar turismul ăsta frumos apare doar aici pentru câteva secunde și niciodată în joc. În schimb îl vedem pe Torino cu acel Washington maro cu numărul Omega. Iar acum ne uităm la ce se întâmplă în joc după scurtmetrajul de Introduction. În misiunea Photo Opportunity îi vedem pentru prima oară pe Jizzy, T-Bone și pe Torino. Încă din primul moment când apare Torino, deja iese în evidență. Ne uităm la Ryder, Jizzy și T-Bone, care toți trei arată ca niște gangster și mafioți. Dar Torino e îmbrăcat foarte auster. Nu iese în evidență nici cu hainele și nici cu mașina. Washingtonul ăla e mai subtil față de Broadway-ul lui Jizzy și ZR-ul lui T-Bone. Când CJ îl fotografiază pe T-Bone Mendez, bineînțeles că nu știe cine e, dar Caesar îl recunoaște. This guy
guy take himself real serious. That's T-Bone Mendez. Misiunea Photo Opportunity a avut foarte multe detalii tăiate din versiunea beta a jocului. Am mai vorbit despre asta în videoul despre Ryder, așa că nu o să mă repet. Singurul lucru relevant aici este că în beta, Caesar ne dădea un pic de context despre T-Bone. A făcut pușcărie pentru trafic internațional de droguri, iar înăuntru a omorât doi oameni, motiv pentru care e dușmanul băieților lui Caesar. Revenind la Torino, e misterios încă din prima lui apariție în joc. Nimeni nu știe cine e sau cum îl cheamă. Imediat după Photo Opportunity, băiatul lui Woozy ne spune că cei trei mafioți formează Loco Syndicate. Nici el nu știe numele lui Torino, știe doar că el e șeful operațiunii. Și ne mai spune despre GZB, cel mai mare pește din oraș. Iar rolul lui în sindicat este să-și folosească relațiile pentru a găsi parteneri. Pentru că Jeezy e omul cu oameni, CJ se gândește că doar așa se poate băga și el în treaba sindicatului. Now who's this trick? I don't need no more friends, baby. All they try to do is peel me from my hole. Nah, it ain't about them. It's all about you, player. I heard you was the man with the hookup, and you was the man I needed to see. I'm offering my services. Say what? Yes, sir. See, I'm new in town. Anything you want, I can do. Well, now that you mention it, I do have a slight problem. Something a little dumb muscle like yourself might be able to fix. Cause you see me, I'm intellectual. Bitches! Într-un moment foarte stupid din povestea jocului, CJ se duce în fața lui Jeezy și îi spune că vrea să lucreze pentru el. Jeezy, un gangster infatuat, pare foarte reticent să-l primească pe CJ. Imediat cum îl vede, îi spune că nu are nevoie de alți prieteni și pare că e gata să-l dea afară în șuturi. Dar, cumva, sentimentul îi trece instantaneu, așa că Jeezy îl trimite pe CJ să-i rezolve câteva treburi prin oraș. Data viitoare când vine CJ la club, vedem un conflict între Jeezy și T-Bone. Ierarhia este foarte clară. Torino îi dă ordine lui T-Bone, iar Jeezy e acolo doar pentru că au avut nevoie de el și de legăturile lui. Întrerupt de CJ, Jeezy face cunoștință cu T-Bone, care normal că nu dă doi bani pe el. CJ știe să fie discret, măcar de data asta, și nu dă de gol faptul că l-a văzut deja pe T-Bone în Photo Opportunity. Jeezy nu știe să fie discret și continuă cearta de față cu CJ. E ofticat pentru că din trei parteneri, el primește numai 20%. Și dacă nu pentru ajutor, măcar pentru loialitate, insistă că merită să-și primească partea egală, 33%. T-Bone îi spune că știa procentul de la bun început și a fost de acord. Și apoi își bate joc de el că dacă voiau să-i dea și 5%, n-avea ce să comenteze fraierul. Jeezy se enervează, iar T-Bone, foarte amenințător, se ridică în picioare și se apropie de el. Din păcate, discuția lor e întreruptă. T-Bone află la telefon că un transport de marfă a fost furat într-o ambuscadă, iar CJ e trimis să rezolve situația. Probabil că Jeezy l-a trimis să recupereze marfa furată de la bikeri și să-i dovedească lui T-Bone cât de bun e CJ. În următoarea misiune, Jeezy deja e prietenos cu CJ, dă mâna cu el și zice că e un erou. T-Bone e îngrijorat că nu reușește să dea de Torino când îi sună telefonul din nou cu vești proaste. Tocmai Torino, Mike, l-a sunat să-i spună că a fost răpit odată cu ultimul transport. Bikerii au furat și marfa și mașina, cu tot cu el în spate. CJ întreabă cine-i Mike, dar n-are nimeni timp să-i răspundă. Situația e urgentă. CJ și T-Bone trebuie să se grăbească să ajungă la Mike, în timp ce el le dă cât mai multe detalii prin telefon. E ciudat cum și Jeezy pare să vină cu băieți în misiunea asta și mai și zice hai să mergem, dar cum se termină cutscene-ul, dispare complet. Oare trebuia să vină și el în misiunea asta? Ar fi fost interesant. CJ și cu T-Bone îl caută pe Mike prin oraș. T-Bone îi explică lui CJ că după ultima ambuscadă, Torino a ascuns un locator GPS în transportul de droguri. Ăsta deja e un mic indiciu că Torino e de fapt un agent infiltrat, pentru că un locator GPS, mai ales în 1992, mi se pare un pic avansat pentru traficanții ăștia, chiar dacă sunt ei în crimă organizată. Sincer, mă întreb și cum de nu s-a prins T-Bone că Torino e un impostor, că e mereu la sacou, nu vorbește și nu se poartă ca un infractor, dezvăluie că are contacte în Panama, conduce un Washington. De-aia mi se părea mișto ca Torino să-și păstreze turismul ăla albastru din Introduction, pentru că are sens ca un agent sub acoperire să meargă cu o mașină sub acoperire. Până și T-Bone, care nu pare materialist ca Jeezy, tot și-a luat un ZR-350. Și poate că așa ar fi avut mai mult sens, la fel ca în Miami Vice, polițiștii sub acoperire se integrează printre traficanți cu o mașină sport.
Odată ce CJ și T-Bone ajung la aeroport, văd că poarta e deschisă și paznicul e mort. Mare tupeu pe bikerii ăștia. Dar un detaliu curios este că ăștia nu sunt bikerii din ultima misiune. Jaful a fost aranjat de gangsterii vietnamezi, Da Nang Boys, adică cei care fac probleme lui Woozy și chinezilor. About time, T-Bone. Who the fuck is this? Hey, that's one of Jizzy's clowns. Relax, Weddle. You hear that? We gotta torch this van with the coke in it. Hey, Charlie, Weddle, we ain't torching nada. This is a setback, but doing 20 to life is a little more than that. Comprende, amigo? Hey, right, man. Let's do it and get the hell out of here. Hey, who the fuck asked you, payaso? This ain't a committee. Exactly. I call the shots here. Now shut up and let's go. Torino iese din dubă și e gata să-l împuște pe CJ pentru că e prima oară când îl vede. T-Bone îl oprește, spunându-i că e doar un fraier trimis de Jizzy, nu chiar un străin. Torino imediat dă ordinul că Duba trebuie distrusă cu tot cu marfa dinăuntru. T-Bone se gândește la pierderea profitului, dar nu pot risca să fie prinși de poliție. CJ se bagă în seamă ca prostul, iar Torino reafirmă că el dă ordinele aici și că vor face ce spune el. După ce distrug Duba, CJ îi conduce înapoi pe băieți, iar Torino îl ia la întrebări. De cât timp lucrează pentru Jizzy, de unde vine el de nou în San Fierro, iar încă un indiciu că Torino e un agent este faptul că îi verifică buletinul lui CJ, îi citește numele și probabil verifică dacă are un buletin fals. Urmează misiunea Outrider. Jizzy îl sună pe CJ și îi spune că partenerii lui au nevoie de ajutor, așa că îl trimite să se vadă cu T-Bone care îl așteaptă într-un sedan. CJ ajunge acolo unde găsește mașina lui Torino, Washingtonul cu numărul Omega. Se uită în jur și se întreabă unde e toată lumea. Hey, you a pinchy hoodah or what? What the hell? You think you can mess with me? Momentul ăsta e foarte stupid, pentru că CJ l-ar fi văzut clar pe T-Bone cum așteaptă pe bancheta din spate, mai ales dacă CJ, care știa de la Jizzy că T-Bone îl așteaptă în mașină, s-ar fi uitat un pic înăuntru și ar fi zis: "Salut T-Bone, ce dracu faci mă acolo?" Torino apare de nicăieri în stilul lui autoritar și îi dă misiunea lui CJ să păzească transportul. Vedem încă o dată conflictul sindicatului cu vietnamezii Da Nang Boys, care încearcă la fiecare pas să fure drogurile. În misiunea Ice Cold Killer, CJ a primit o informație vitală de la Woozy. Sindicatul Loco urmează să se întâlnească undeva cu balașii din Los Santos. Jizzy a organizat întâlnirea, așa că CJ trebuie să îl omoare ca să facă rost de telefonul lui și să afle locul întâlnirii. Hey Jizzy, I need to holler at you. Well, talk then, friend. I mean, that's all we ever do. Kind word here, wise saying there. Shit, I'm a walking book of proverbs. No, you fucked up. Come on, man. Hey, I get it wrong, you know? I'm imperfect, you know, like, hey, not a kind man, not a wise man, you know, not a smart man, but dear Lord, I tried. No, you fucked up when you trusted me, player. Come on, baby. Ass seller, yay pushing, piece of shit trash. Oh Lord, what y'all waiting on, huh? Somebody cap this nigga, man. Jizzy reușește să iasă din club și caută să scape cu mașina. CJ îl omoară, îi ia telefonul și îl sună pe Caesar. Îi spune că împreună vor distruge Loco Syndicate și întâlnirea cu Balashi va fi la Pier 69. Când vine momentul întâlnirii, CJ se vede cu Caesar peste drum de Pier 69. Băieții lui Woozy îl ajută pe CJ să doboare sindicatul. Se luptă cu gangsterii lui T-Bone de pe acoperiș, iar CJ îi ajută cu sniperul. Apare T-Bone, care pare că a ieșit de la pizzerie cu băieții, iar o gafă stupidă e că Ryder și Balashi se spawnează în contrasens cu mașinile. Iar acum vine momentul cel mai stupid, când CJ întreabă: "Something ain't right. Where's Torino?" De unde știe CJ numele lui Torino? Nimeni niciodată nu i-a zis Torino până la momentul ăla. CJ a auzit numai despre Mike. Mike's in trouble. Who is Mike? And Mike's still in the back. Mike. Here you go, Mike. Something ain't right. Who is Mike? Așa că CJ ori a aflat numele Torino din fișierele jocului, ori s-a uitat și el la introduction.
Apare Torino în elicopter și vede gangsterii morți de pe acoperiș. Altă prostie în misiunea asta idiotă e că Ryder aruncă o fumigenă. De ce? Cumva Torino le-a comunicat tuturor într-o milisecundă că sunt aia morți acolo? Și dacă nu era destul de rău, CJ reacționează instant. Smoke grenade! Dar din poziția lui de peste drum, el nu are cum să vadă ce se întâmplă acolo. Asta dacă nu vede și el ce vede camera. Dar dacă i-a aflat numele lui Torino din fișiere sau a citit în scriptul jocului ce se întâmplă mai departe, orice e posibil. CJ îl omoară pe T-Bone și moartea lui îi răzbună și pe băieții lui Caesar. CJ îl omoară și pe Ryder, care era trădător de la început. Actorul nu s-a certat cu Rockstar, nu a părăsit jocul, ăștia de mai comentați că Ryder nu trebuia să trădeze, nu știți deloc ce e ăla un contract. Carl, it's Woozy. I've got some information for you. Hey Woozy, what's the business? My man found that van you were looking for, by the helipad downtown. And Torino? Yep, he's there. Apparently he's about to take some merchandise and cut out by helicopter. They've already started loading boxes. Din păcate, gafele din San Fierro continuă. Woozy zice că a găsit duba pe care o tot caută CJ. Care dubă? Că n-a zis nimeni nimic de nicio dubă. Woozy spune că îl va găsi pe Torino la heliportul din downtown, adică singurul, ăla de la poliție. CJ are o sclipire despre Torino. Something about Torino don't add up. Și se duce să termine treaba cu sindicatul Loco. Ajunge la poliție și găsește încă o situație care n-are sens. La fel cum zicea Woozy, vedem că oamenii lui Torino încarcă niște cutii cu marfă într-un elicopter. Torino se zice că ar fi și el în elicopter și de-aia se duce CJ să-l doboare. Dar toată chestia asta are loc în curtea poliției. Cum adică ei au adus duba cu droguri la poliție și încarcă un elicopter civil pe heliportul poliției, mai ales cu atâția paznici privați, fiecare dintre ei înarmat? În orice caz, CJ doboară elicopterul și îl omoară pe Torino. Iar în misiunea ei ca Boom Boom, CJ distruge și fabrica deținută de Loco Syndicate cu ajutorul băieților lui Woozy. După asta, primește un apel misterios. Speak on it. This is a friend of yours. I've got some information relating to your brother. Come to my ranch and I'll explain. It's in Chiara Robotic, cross the Garber Bridge, head south. Who the fuck is this? I can't talk right now. Get your ass over here. Mom's always told me not to talk to strangers. And look what happened to the bitch. Now if you want your brother to go to sleep tonight with his tongue intact, get your ass over here. Un străin misterios îl sună pe CJ că are informații despre fratele lui, Sweet, care mușcă perna în închisoare. Iar CJ trebuie să vină neapărat la cabana străinului ca să-i explice tot. Carl, darling, welcome. So fucking welcome, man. What you know about my family? Now first we need to see what you're made of. What it look like I'm made of? Pudding? No. CJ vine la cabană, iar străinul îl pune să dea o tură cu un monster truck. Here's the deal. This is all about speed and commitment. You got GPS in the cab? Get to each set of the map coordinates as quick as you can. Make it to all the coordinates, then get the truck back here. Lose the truck and you fail. First, what's the GPS? Second, fail what? And third, who the fuck are you? CJ e obligat, mai mult de propria curiozitate, să conducă monster truck-ul în cursă. Îmi place detaliul că nu știe ce e ăla GPS. Încă o dată, Torino, adică străinul misterios, face rost de tehnologie avansată. Oricum, misiunea asta e o prostie fără sens. Ideea că Torino vrea să vadă de ce e CJ în stare e o vrăjeală ieftină. Rockstar doar au vrut să se laude cu zona de deșert, pentru că la vremea aia, în 2004, era mare lucru să te poți plimba atât de liber, în teren atât de deschis, fără să te întrerupă niciun loading screen. Misiunea asta are și câteva replici care n-au mai ajuns în jocul final. Torino i-ar fi oferit mai mult context lui CJ. Alright, Carl, let's see a little of that initiative. What the? You in here too? Doesn't matter where I am, just that I've been watching you for a while. You a stalker or some shit? Ooh, when the mood hits me. Now let's just pay attention to the job at hand, shall we? Why? Why am I doing this? Because I can help you and your brother. What? Why? How you know about my brother? You're beginning to sound like a broken record, Carl. Look, I'm gonna leave you in peace to just get the job done the best you can. And if you make the grade, maybe, just maybe, we can help each other. How can I help you? Hello? Hey, asshole! Mai târziu, străinul îl cheamă iar pe CJ la cabană, iar cutscene-ul următor are un dialog genial. Hey, Carl. Hey, what the fuck, man? Hey, Torino, I told you my bad, man. What the hell can I say? I screwed you up. Calm down, kid. Just go ahead and kill me then. Calm down. Man, you ain't nothing but a fucking yayo dealer anyway, Torino. Shut up and sit down. Well, you think I'm a drug dealer? And you think you're a crusader for good? Do you have any idea what's going on? Any idea whatsoever? Do you? Do you? Nah, I pay as little attention to things as possible. Do not be a fucking smartass with me.
I work for a government agency. It is not important which one. I will try not to confuse you. Yes, when we last met, I was involved in battling threats in Latin America by any means necessary. That does not make me a drug dealer. Now, the money that we raised, the friends that we won over, have helped us immeasurably in our overseas interests. Government agency? Kids like you, you expect heroes. We're fighting a war out there. I'll be a hero and I'll lose. And what do we have? Communism in Ohio. People sharing. Nobody buying stuff. That kind of bullshit. So relax and listen. All right, I'm listening. I know what kind of guy you are. I need a guy like you to do things I can't get caught doing. Chiar dacă e un moment previzibil, dezvăluirea că Torino n-a murit îl șochează pe CJ. E atât de naiv încât nu și-a dat seama că Torino nu e doar un dealer. El îi spune că lucrează pentru o agenție guvernamentală, dar fără să zică exact care dintre ele. Îi mai spune și că operațiunea lui sub acoperire a strâns fonduri și contacte care vor ajuta interesele guvernului. Interesele externe, adică pe unde își băga America nasul la vremea aia. Perspectiva lui Torino este genială, cinic și imperialist. Spune că dacă nu merg planurile, atunci statul Ohio va fi prada comunismului. Oamenii vor împărți și nimeni nu va mai cumpăra. Absolut horror. Așa că pentru a preveni asta, îl trimite pe CJ să fure un tir de la o agenție rivală cu ajutorul lui Caesar. Apropo, chiar dacă nu ne zice Torino pentru cine lucrează, deși e destul de clar după interesele externe din America Latină, ghidul de strategie îl dă de gol că face parte din CIA. În următorul cutscene, Torino îi dă și mai multe informații lui CJ. Carl, I need you to do me a favor. Yeah, I'll do you a proper injury, man. What you knowing about my brother? Relax. He's in prison upstate. D-Wing, cell 13. Now don't worry. Tenpenny and Pulaski are really relatively benign. Unless, of course, you're a family member of Officer Pendlebury, whom they shot when he threatened to expose them. But you do know all about that, right? Dang! Hey man, how you know all this stuff, man? And won't you stop it? He's your brother. But to me, he's just collateral. Which reminds me, come here, okay? I need you to head over here in the buggy outside, okay? Okay, let off a flare. We got some precious cargo needs collecting. Hey, hold up. What about my brother and all that shit you was talking about? Hey, don't worry. Sweet's just fine. He gets touched. A prison guard goes home and finds that his wife and kid have been murdered. Everything's under control. We'll talk later. Now, come on, get out of here. Pentru CJ, un om ca Torino este incredibil. Îi spune exact unde se află Sweet în închisoare, clădirea și celula. Îi dezvăluie că știe totul despre Tenpenny, Pulaski și moartea lui Pendlebury. Din nou, Torino îi zice lui CJ că jocul lui e mult mai mare și că trebuie să ia în calcul tot felul de amenințări externe, iar înainte să-l trimită în misiune, îl asigură că Sweet, care e în închisoare pe viață, va fi în siguranță. Nu i-a promis nimic lui CJ cum că l-ar scoate de acolo, dar îi spune că dacă un paznic se atinge de Sweet va ajunge acasă unde își găsește soția și copiii omorâți, practic începutul poveștii lui Max Payne. De data asta, CJ trebuie să protejeze un elicopter care livrează contrabandă să nu fie interceptat de o agenție rivală. It's amazing. What's up now, Torino? This history, it's all lies. It says Hitler killed himself and then we nuked Japan. And people believe this shit. Jesus. Well, if it makes them sleep better at night, I guess. Hey man, what did you want? Is you gonna free my brother? No, not now. And here's a little newsflash. I said that to get you to do something for me. Man, you real fucked up. But the shocker is, we are gonna look after him. Because I need him alive as much as you do. Oh, thanks. You know, after what you've done for me, it's like you're a pro now. I got double agents in Panama. I want to put a price on your head. A Russian spy, little fat Boris-looking guy. He's asking for clearance to interrogate you. Russian style. Calipers on the genitals. Feels good. You'd like it. That ain't nothing cool, man. Just leave me alone. You bad news. Don't worry about it. The Russians got bigger things to worry about than your genitals, believe me. Listen, I need you to buy me some property, okay? Shouldn't cost that much. You offer them a dollar. If they give you a hard time, kill them. I'm gonna need you to start doing some real wet work here for me soon, okay? Enough of this little girl bullshit. Now get out of here. Come on.
Îmi place cum Torino citește o carte pur și simplu intitulată Teoria Conspirației. Apoi zice că nu-l va elibera pe Sweet, dar îl va ține în siguranță, momentan. Îi spune lui CJ că începe să atragă atenție. Niște agenți din Panama vor să-l vadă dispărut și un spion rus vrea să-l interogheze dureros pe CJ. Iar apoi îl anunță că trebuie să cumpere un vechi aeroport abandonat și că urmează niște misiuni adevărate de acum încolo, nu joacă de copii, ca până acum. CJ se duce și cumpără vechiul aeroport, care e doar un cimitir de avioane în deșert. Iar în biroul ăsta mic, Torino vrea ca CJ să devină primul gangster pilot. So listen, now, you're gonna have to learn how to fly. No, I ain't. Yes, actually you are. I set out a series of tests for you, you can access them on that TV. You're gonna have to prove to me that you can fly if you're gonna continue working towards your brother's freedom. Whatever, man. Very nice. Un detaliu în momentul ăsta al poveștii este că dacă CJ nu învață să zboare, Torino îl va suna de 3 ori să îl convingă. Torino face mișto de CJ și îl șantajează, iar modul în care James Woods livrează replicile astea e absolut genial. Hey, what's up? Hey, how's the flying coming along? Yeah, well, shit, man, I was gonna holler at you about that, cause, you know, I'm... Will you listen to yourself? Admit it. You're scared. Maybe just a little. Until you've walked right into the middle of a Bedouin armed dealer's camp with nothing but a briefcase full of cash, you don't know the meaning of fear. Oh, yeah? Try going to the swap meet in Idlewood sometime. Learn to fly, Carl. What you want, Torino? Well, what do you want, Carl? You want your brother out of jail? Okay, listen. I'm trying, man. I really am. I'm gonna let you in on a little secret, Carl. The one difference between those that tried and died and those that still walk this earth is belief in self. Nothing is impossible, Carl. Beat your fears, focus your mind, and learn to fly. Okay, okay. Torino. Oh, shit. Torino. Carl, learn to fly. I'm on it, man. I swear. Hey, me, I'm on it, man. I swear. Same old broken record, Carl, but that's fine, because your brother's getting a new cellmate tonight. Horse Cock Harry. And I'm sending a present, little wedding present. Big tub of lube. Shit, dude. Okay, okay. I swear, man, I'm gonna be the best pilot. I'd love to hear you, Carl. I can't hear you. All I can hear is your brother's love cries as 8 kilometers of cock finds its way up his ass. Oh, that's your brother, okay? No big problem. That was my last motivational speech, understand? Am I being too spiritual for you, Carl? Okay, man. I get the message. Așa că CJ învață să piloteze ca să nu facă ăia parc de distracții din curul lui Sweet. Got you again, Carl. You're half asleep. I could have killed you in 9 different ways. Wake up and smell the coffee. You need to lay off the coffee. We got a problem. I got some guys out in the field need some equipment. If they don't get it, they'll be dead by nightfall. Then take it to them. Me take it to them? Yeah, why not? I got 5 guys watching me all the time. I got 2 in that hill, 1 over there, and 2 by satellite. If I go, my guys and I will be dead. I don't have a death wish. I'm a man of peace, son. Yeah, clearly. Listen to me for once. Why won't these guys come after me? Oh, they can't. Because they're all posted on me. 1 DEA, 1 FBI, a Russian, a Cuban double agent, and my paymasters. Checks and balances. Nobody is watching anybody, watching nobody. Shortest thing is safe. I can see daylight through the floor. Îmi place foarte mult cum Torino spune că e mereu supravegheat de 5 agenți. Antidrog, FBI, un rus, un cubanez și unul chiar din propria agenție. 2 într-o parte, unul într-alta și 2 prin satelit. Iar noi care auzim asta, la fel ca CJ, nu putem ști deloc dacă Torino minte, exagerează sau chiar spune adevărul. Așa că prima misiune aviatică a lui CJ este să zboare cât de jos poate, să nu fie prins de radar, în timp ce livrează niște ajutor colegilor lui Torino aflați în Angel Pine. E interesant că agenții CIA ar avea interes într-un sat mic și ferit cum e Angel Pine. Dar până la urmă, aici s-au întâlnit traficanții sindicatului cu Ryder, deci cine știe ce se mai întâmplă în zonă. Următoarea misiune nu face parte din planul lui Torino, ci e doar o improvizație. Some traitors from another department think they can help the overseas situation by financing militaristic dictators in exchange for arms contracts. Hey, ain't that exactly what you do? Well, kind of, but we get to pick our dictators. Okay, so of course, these idiots have stolen a consignment of landmines and they plan to offload them in the Middle East and cause a little ruckus and everybody's crazy and have a lot of problems. I spoke to the big man. You got clearance to eliminate these fuckers. How's that? Huh? Man, kill government agents. Kill Schmill. Come on, don't look at it that way. What do you think of it as pest control?
It works for me. De data asta, Torino e încurcat de niște trădători. Planul lor e să financeze dictatori în țări subdezvoltate ca să primească la schimb contracte de armament, adică ce fac și oamenii lui, dar cu alții dictatori. Iar agenții ăștia au furat niște mine de teren pe care vor să le transporte în Orientul Mijlociu. Ghinionul lui CJ e că la fel cum îl folosea și Tenpenny, și Torino îl consideră tot un fel de Doberman, așa că a vorbit cu puterile mai mari și a obținut permisiune ca CJ să-i omoare și pe ăștia. Asta e misiunea aia care îmi făcea mari probleme când eram mic. CJ urcă în spatele avionului, bate câțiva agenți, plantează o bombă și sare cu parașuta. Avem parte de un moment superb în care CJ cade printre nori peste deșert. Parcă nici nu-mi vine să cred că jocul ăsta începe așa și ajunge așa. După misiunea asta, Torino dispare pentru o vreme, nu-l mai sună niciodată pe CJ până la finalul jocului, deși mai apare el mai târziu în două misiuni, dar este menționat de către Truth. Just checking that you were no longer on government business. Where is he? How the fuck would I know, man? He like the devil. Hey man, you okay? Everything is transient. Whoa, man. I'm passing through life same as every man. Okay. Do you have any idea what you're doing for Torino? Nah. Foarte ciudat detaliul că Truth îi știe numele lui Torino. Pe lângă faptul că probabil a urmărit pe CJ să vadă că vorbește cu un agent dubios, ideea că un hipiot conspiraționist i-ar ști și numele e mare lucru. Dar CJ își vede de treaba lui, lucrează pentru mafia din Las Venturas, îl salvează pe Mad Dog, se mai vede și cu Tenpenny, iar după ce se întoarce în Los Santos și lucrează la un album... Hey, what happened? Hey, what sounds that? Finally, I thought I'd never get through to you. What the f... What's Torino? Is that you? Îmi place cum Rockstar l-au lăsat pe Torino să dispară din poveste fix cât era nevoie ca să uităm de el. Ne preocupăm cu alte misiuni, alte personaje și alte probleme, iar atunci când ne e lumea mai dragă, se aude vocea lui de nicăieri chemându-l pe CJ la o ultimă misiune. CJ foarte expresiv îi zice, bă, lasă-mă, bă. I'm tired of this, Torino. Toate misiunile pentru Torino au fost aproape imposibile. CJ și-a riscat viața de fiecare dată pentru șansa de a le libera pe Sweet, iar Torino nici măcar nu s-a ținut de cuvânt și mai are și chef de caterincă, adică era afară cu mașina și în loc să bată la ușă să vorbească cu CJ sau măcar să-l sune pe telefon, a interceptat frecvența ca să-l audă băieții dinăuntru. Torino mai are o singură misiune pentru CJ și din păcate e cea mai grea. Dar și recompensa e pe măsură. CJ trebuie să fure un avion de luptă de pe o navă militară ca să distrugă câteva nave de spionaj. Dialogul e superb, Torino e atât de nonșalant cum îi explică lui CJ misiunea, iar CJ, săracul, e pur și simplu resemnat și a riscat viața de atâtea ori deja, ce mai e încă o dată. Mai ales când recompensa este eliberarea lui Sweet de la închisoare pe viață. Would you like to see your brother this week? Yeah, what can I do? You just gotta steal a military jet off an amphibious assault ship and use it to destroy a flotilla of spy ships, nothing big. Oh man, you shit! CJ din nou face imposibilul și fură avionul de luptă. Și înainte să avem un moment plin de acțiune, avem un moment amuzant. Stolen aircraft, prepare to be vaporized. Did you hear that? Prepare to be vaporized, not a bunch of bullshit, ignore them, they shouldn't hear what's an international incident. You're not a British tank, you should be fine. Torino îl asigură pe CJ, mai mult sau mai puțin, că se va descurca el în ciuda piloților militari care îl interceptează. Iar partea asta din misiune când ne duelăm în aer, Hydra vs Hydra, este superbă. Încă o dată simt nevoia să zic că jocul ăsta începe așa și ajunge așa. După ce CJ cauzează distrugeri de milioane de dolari și evadează cu avionul, zboară către navele de spionaj și are grijă și de ele. Iar după tot stresul ăsta... Fuck you, Torino! I never wanna go through this again! I think I'm a Earl! După atâta stres și adrenalină, cred că CJ a condus până în Los Santos în liniște deplină. Niciun radio, nimic, doar o stare de șoc gândindu-se la ce a fost în stare să facă, totul pentru fratele lui. Următoarea misiune este ultima dată când îl vedem pe Torino. I don't care how, I care when. As in now, you hear me? Hey man, what the... Hello, boss man. Taking care of business, I see.
Torino, fuck you. I almost lost my life out there for you. I got just one tiny little thing for you to do, and then I'm out of your life forever. You know what? I'm tired of your fucking little jobs. Ah, will you stop? This is pathetic. Come on, you're embarrassing yourself. Come on, put it down. Don't be ridiculous, okay? Hey, I got a little surprise for you here. You ready for this? Huh? Answer it. Hello? Carl, Smee, Sweet. Oh, Sweet. I don't know what happened. They just released me. No idea what's going on. But I'm in the square outside the precinct in Commerce. All right, you hold tight. I'll be right there. All right. So what was that little job you was talking about, Torino? I just want you to go pick up your brother. Get out of here. Este o interacțiune genială. CJ nu mai poate accepta nimic după toate nenorocirile pe care a fost obligat să le facă, iar Torino se vede că nu e prima oară față în față cu un pistol. Dar s-a ținut de cuvânt. După tot chinul, după toate problemele pentru care l-a manipulat pe CJ, s-a ținut de cuvânt și l-a eliberat pe Sweet. După asta, nu-l mai vedem niciodată pe Torino. În concluzie, rolul lui Torino în povestea jocului este de neînlocuit. CJ a fost foarte norocos să-l cunoască. Chiar dacă a fost nevoie ca CJ să fie exploatat în diverse misiuni periculoase, Torino a dat dovadă de puțină empatie la final. Putea la fel de bine să nu îl elibereze pe Sweet sau pur și simplu să-l omoare pe CJ după ce nu mai era util pentru interesele lui. Dar în schimb a ales să-l înțeleagă pe CJ. Faptul că CJ s-a infiltrat în Loco Syndicate și a distrus operațiunea din interior n-a fost nimic personal. El doar voia să se răzbune pe oamenii care i-au trădat și distrus familia. Dar motivația lui CJ de a face orice să le elibereze cumva pe Sweet din închisoare, aia a fost mereu personală. Torino a înțeles asta, l-a folosit pe CJ, dar la final l-a ajutat să-și vadă din nou familia întreagă. Și nici măcar nu știm dacă numele lui chiar e Torino. Videoul ăsta nu era posibil fără sprijinul membrilor canalului. Mulțumesc Fegel, Denis K, Răzvan, Fandicaf, Alin, Ștefan DLB, Scyther, Rotaro Nicolae, Sebi Cuțui, Asasin Ascuns, Tiberio, Costi ST, Stelu Nouă, Zippo, Gab, Robitu, Adi P, Fabi, Adrian Q, Crash, Bogdan Gaming, Ornix, Matias Petru Ignat, Ioan Tamaș, Cătălin, Adițu, Ionuț Matei, Cătălin, Venox, Teo 1L, Nicu de 7, Șeptaru 777, Antonio Pasita, Olex, Andru Ezen, Cătălin, Barabaș Radu, I am Alex, Ionuț Dohotar, VTZ, Iori, Ghost Rider, Tech Shorts, Edi Burlacu, Darius Mihalache, Chinatown Jackpot, Trupa Veselă, King Eddy, Fabulan, Ozin, Manuel Micloș, Snowul, Excalibur, Andrei, AVP Sniper, Andrei, Raul Cristiano, Bărcioacă, Wezov, Daniel, Carius, Andy, Gabi Babu, Narcis 777, Easy, Produzi 99, Sebastian Constantin, CND, Slepi6K, Bubu, Urashiri Yagashiri, Turbo, Bugheanu Dănuț, Fox of War, Răzvan Constantin, Dexi, Sickness, Lazlu George, Cristian, Alexandru Fechet, Iulică, Oprea Vlad Sebastian și mai ales domnilor VIP, HammerMC7, Andrei, The Gamester și Danny Wiseguy. Dacă îți place contentul meu și vrei să mă susții sau doar vrei să-ți auzi numele la final, și tu poți deveni membru al canalului. Butonul de join are toate informațiile. Vă mulțumesc tuturor și ne vedem data viitoare!